Simplă care și-a dedicat viața unei plantații de mure. A stârnit o emoție puternică pe internet. Zeci de mii de oameni au răspuns în noapte unui mesaj pornit din disperarea producătorilor. Nu ni se permite să vindem marfa în niciun mare lanț de magazine. De a-și muri astăzi nu voi vinde pe 3 lei. Așa sună mesajul. Iar la acest strigă de ajutor au apărut reacții de la români din întreaga lume, care s-au oferit să cumpere fructele, ca într-o revoluție a solidarității. Partea aceasta de plantație este în anul 2 de rod, anul 3 al plantației, cu o încărcătură peste așteptări. Producția bogată părea ca un blestem. Nimeni nu voia să cumpere fructele. Niciun mare magazin primise un preț de 3 lei pe kilogram pentru procesare. A fost momentul în care a clacat, când și-a dat seama că ar muri pentru murele ei. De-aș muri azi cu toată plantația peste mine și nu voi vinde nici măcar un kilogram la acel preț. Am bătut disperată la toate ușile și am dat atât de tare cu capul în ele încât am fruntea plină de cucuie și inima ruptă în mii de bucățele. Mesajul Irinei Toma s-a rostogolit pe internet și a stârnit o emoție uriașă. Peste 40.000 de oameni au distribuit postarea în câteva ore și din toată lumea au început să curgă răspunsurile. Și comenzile pentru murele proaspete, coapte, în razele soarelui, fără o travă, fără vopsea, doar cu multe vitamine. Produc de calitate și nu au cui să vândă ceea ce produc. Asta e tragedia majorității producătorilor. Am reușit să-mi găsesc loc pe piață exact datorită acestei postări. Oamenii au înțeles că trebuie să vină să cumpere de la producător. La poarta din Mărăcineni, Argeș, încep să vină clienții. Cumpără cu 9 lei kilogramul. Români de peste hotare se plâng că nu pot ajunge și ei. I-au scris doamnei Irina că în țările în care s-au așezat, murele sunt ca aurul de scumpe. Dacă le dau sub prețul ăsta, eu mor de foame, la anul tai plantația și dumneavoastră nu veți mai mânca fructe proaspete, cel puțin nu de la mine. Are mii și mii de mesaje și în câteva ore a lichidat tot ceea ce avea pe stoc. Soții Toma țin cel mai mult la calitate. Acestea sunt fructele care luni se vor recolta, dar în momentul acesta, uitați, vedeți aspectul, ăsta nu e un fruct care trebuie recoltat. Ăsta trebuie să mai stea în plantă două zile. Am simțit o disperare așa, ceva ce nu-ți poți imagina, că un fruct care totuși are o calitate, ceva, nu știu, să ajungă să-ți-l ia de râs. Reacția zecilor de mii de români le va salva producția anul acesta. Dar spun că nu e doar dispărarea lor, ci drama tuturor micilor producători români, care sunt în fața unui alt fel de dublu standard, când văd că marfa lor, obținută cu atât de multă trudă, nu are loc de cea de import.